Cafeaua de dimineață Te ajută să scapi de greață Și-ți crești Până oameni buni! Cafeaua de dimineață, fără cafea la mine, că nu știu ce s-a întâmplat Dar poate mi-aduce cineva cafeaua, ca să respectăm uh, regula emisiunii uh, Ieri am vorbit despre modul în care Uh, onor Consiliul Județean. Vino cu cafeaua încoace că nu se întâmplă nimic, ca suntem în direct. O să-ți vadă lumea mâna. Da. Deci, uh, v-am vorbit despre modul în care, cu larghețe, destul de mare, Consiliul Județean a transmis, uh, ca să spunem așa, o sumă de bani mănăstirii varatic pentru reconstrucția a două chili modeste una de 200 de metri pătrați și una de 180 de metri pătrați, în care locuiesc câte două măicuțe. Asta e. Din fericire sau din nefericire, nu putem părăsi astăzi, ca să spunem așa, incinta Consiliului Județean și trebuie să revenim pentru că această instituție care este pusă să conducă acest județ, să-l administreze, continuă să o facă într-un mod acoperit, ca să spunem așa, refuzând să dea informații despre ceea ce face și modul în care cheltuiește bani. Astăzi vreau să vă arăt cam cum se distrează cei de la Consiliul Județean când vine vorba de delegații și cum ascund lucrurile astea față de presa care întreabă. am mai, am mai făcut odată o emisiune și v-am spus că pe 28 a 6 le-am transmis o întrebare, o cerere de informații, cu 5 întrebări. Care a fost componența delegației oficiale a Consiliului Județean în de Țean auza evenimentul evenimentului la Căușe, în Republica Moldova? Criteriile pe baza cărora s-a făcut selecția participanților? Mijloacele de transport ale instituției? Și costurile alocate în acest scop, patru întrebări. După 10 zile ne-au răspuns că asta necesită foarte multă muncă și că trebuie să așteptăm 30 de zile. De fapt, au încercat să-și acopere toate cheltuielile, costurile, să poată să transmită un răspuns, un răspuns care să nu spună nimic. După perioada respectivă, am primit, așa zisul, răspuns de la Consiliul Județean. Și o să vă rog frumos să fiți atenți, cei care vă uitați. Pentru că în acest răspuns este toată mărșăvenia care există la nivelul acestei instituții. Deci, i-am întrebat despre componență. Ce ne răspunde Consiliul Județean? Componența delegației a fost stabilită în conformitate cu prevederile legale în materie. Dar ne-am gândit noi vreodată că încalcă legea cineva de la Consiliul Județean, mai ales după ce au fost instruiți anticorupție? Doamne ferește! În sensul respectării prevederilor Art 2 aliniatul A din hotărârea Guvernului. 518 pe 1995 oameni buni, privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. Adică vă dați seama, drepturi și obligații personal român trimis în străinătate, misiune cu caracter temporar. Așa? Deci, potrivit căruia instituțiile publice care trimit personal în străinătate, vor lua măsuri pentru stabilirea numărului de persoane și a duratei de deplasare în raport strict cu necesitățile concrete de realizare a misiunii. Adică, ai o invitație să te duci la Maglavid. Tu te aduni la nivelul conducerii Consiliului Județean și spui, bă, câți oameni ne trebuie nouă să ne ducem la Maglavid? ca să ne facem misiunea. Unul zice 100. Păi zice 100. Păi știi, unul se duce și 99 e care geanta. Păi da, sunt cam mulți. Ok, treacă 50. Și gata, s-a respectat legea. Mergem mai departe. Necesitățile concrete de realizare a misiunii, adică să meargă la Căușen să asiste la inaugurarea unui, unei statui a lui Ștefan cel Mare, pentru care Neamțul a dat 100 și ceva de mii de euro, așa, 100 de mii pentru chili, 100 și ceva de mii pentru statuie la Căușeni, Republica Moldova. Nu Neamț, Onor, conducerea Consiliului Local a zis că e nevoie de opt aleși locali, adică opt consilieri. Îi dăm deoparte. De ce opt? De ce nu trei? De ce nu toți consilierii județeni? De aia. De aia. Au zis ei că opt. Probabil că opt e numărul lor norocos. Bun, pe lângă cei opt ca să poată stabi... realizeze concret misiunea de a asista la dezvelirea unei statui, au mai plecat șapte persoane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț. Șapte și cu opt, 15, din care scădem doi. Unu, un consilier local, din motive personale, nu a făcut deplasarea și din cei șapte aleși la Consiliul Județean au făcut deplasarea doar șase. Nu ni se spune cine a plecat acolo. Nu se spune. Noi asta am vrut să știm. Persoane din aparatul de specialitate. Cine? Șofer, șef serviciu, arhitectul șef, secretara cuiva, o persoană care a lucrat în. Comisia Electorală și dea informații în timp real despre Comisia Județeană, despre ce se întâmpla acolo și acum a fost răsplătită. Cum au fost aleși ăștia? Așa s-au gândit cei din conducere. Cine sunt? Păi sunt șapte persoane. Care șapte? Păi, dar ce vreți să vă spunem noi? Dar cine să ne spună, mai culiță, doamne? Nu Consiliul Județean? A, GDPR-ul! Mă, dacă când i-a spus în poze, nu i-a spus cu GDPR? Și pe banii județului nu trebuie să știe oamenii cine sunt ei și ce funcții au în Consiliul Județean ca să vedem dacă erau necesari în această misiune sau trebuiau să poarte geanta secretarului județului sau a președintelui Consiliului Județean. A, nu, geanta președintelui Consiliului Județean ăsta numit nu ales. Domnul Asaftei n-a fost cărate de cei de la aparatul de specialitate, nici de consilieri locali, pentru că în referatul instituției, care este secret, așa, apar și două persoane care sunt de la cabinetul președintelui, adică oameni angajați direct de președinte pe bani publici. Care sunt aceste persoane? Doamne, dar cum putem să spunem noi așa ceva? S-ar putea supăra președintele, persoanele, poate alții care ar fi vrut și ei să meargă. Nu, domne. Deci, facem o adunare, da? Șapte consilieri, șase din aparatul de specialitate, două persoane de la cabinetul președintelui. Asta face opt și cu șapte, nu, cât, 8 și cu 7, 15 bucăți delegați pentru a merge la dezvelirea statuii, plus una bucată președinte, că nu trebuie să-l uităm pe domnul Saftei. 16. Facem o echipă de fotbal cu rezerve. Ia, hai să vedem. Prin același referat, Complexul Muzeal Național Neamț a fost nominalizat ca fiind instituția publică sub autoritatea CJ Neamț, care a avut doi reprezentanți în delegație. Domn director, pe care înțelegem de ce s-a dus, istoric, știe, mai face o legătură acolo, își poate da cu părerea despre figura lui Ștefan, dacă e bine amplasat, și domnul Soroceanu, soțul doamnei Soroceanu, care a plecat, nu în calitate de soț, pentru că doamna Sorocele era în calitate de secretar acolo. O fi fost în calitate de secretar. A plecat în calitate de director adjunct al complexului muzeal Neamț pe marketing. Dar care au fost motivele ca să ducă ăștia doi și nu să meargă cineva de la bibliotecă sau cineva de la altă instituție subordonată? Cum adică? Păi, chestie culturală, domnule, habar n-aveți. Deci, 16 plus 2, 18. 18. Au fost doar atâți? Nu. Au mai fost și alții. Ce ne spune răspunsul domnul, domnul, domnului Asaft, semnat de domnul Asafti, a cui o fi, nu știm, bănuim a cui a fost acest răspuns. Ce spune? În ceea ce privește celelalte persoane care au efectuat deplasarea, care? Persoane? Care? Necusorule. Care? Invitația ne fiind adresată în mod expres unor persoane, dar având și în vedere caracterul festival evenimentului, au devenit aplicabile prevederile articolului 3 aliniatul 2 din actul normativ mai sus citat, potrivit cărora selecția și trimiterea acestora în străinătate s-a făcut prin numire de către conducerea unității a unor salariați care pot reprezenta corespunzător interesele acesteia. Și dacă ne ducem, nu știu dacă reușesc, ia să vedem, ce spune legea, ne spune articolul 3, aliniatul 2. Deci, articolul 3, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice locale, precum și alte instituții care trimit personal în străinătate, pentru îndeplinirea în unor misiuni cu caracter temporar, vor lua măsuri pentru. Și mergem la litera B selecționarea și pregătirea personalului, ținând seama de specificul activității pentru care are loc deplasarea, precum și organizarea temeinică a acesteia. Nați o frântă că ți-am dres Nu ne-au răspuns nimic, ne-au spus doar în baza a ce au numit ei. Nu pe cine au numit ei. Și nici n-au spus care sunt competențele care Țin cont de specificul acestei activități. Dar aici ne-am lămurit. Domne, orice funcționar din Consiliul Județean putea să meargă acolo. Orice rudă a celor care mergeau acolo putea să meargă. Pentru că specificul activităților a fost simplu. Am asistat la dezvelire, la o paradă, după care ne-am dus la mâncare și băutură. Și am vizitat niște mănăstiri. Asta a fost. Special. Păi nu putea orice consilier. Județean, orice funcționar al Consiliului Județean, orice om de la cabinetul președintelui sau alții care au fost denumiți uh, în mod, de exp numiți în mod de expres să servească și ei un spris și o fripturică de la frații noștri de peste prut, să asiste cum se tai o panglică sau se scoate o pânză de pe o statuie. Puteau, domne că suntem competenți la așa ceva. Suntem foarte competenți. Am înțeles de la cei de la Căușeni că chiar au fost mirați de cât au rezistat ai noștri. Au rezistat. Să nu credeți că au plecat pentru o zi. Nu. 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 Vă spunem imediat. Mai departe. Cu ce au plecat? Am întrebat câte mașini au plecat. Ne-au răspuns strict la ce am întrebat. Nu câte mașini s-au dus dacă au fost și mașini închiriate ne-au spus numai că de la Consiliul Județean au fost utilizate două mijloace de transport. Atâtica. Dacă ești curios și intri pe pagina Consiliului Județean că toți uh, cei care au fost acolo consilieri locali trebuie să facă un raport. Ca să vă spunem și cine a plecat imediat. Uh, în raportul făcut de unul dintre consilieri N-ați o frântă că ți-am dres Chiar pe ăsta nu-l găsesc. Dar o să vă rog să mă credeți pe cuvânt pentru că... A, uite-l aici. Domnul Agăleanu, care este un domn conștiincios, așa. Am plecat de la Piatra Neamț din fața Consiliului Județean în după masa zilei de 19 iunie. Și am revenit vineri 21 iunie, spre seară. Deci au plecat după masa pe 19 și au venit pe 21 seara. Deplasarea delegației a fost efectuată cu un microbuz închiriat de către ce Neamț în acest scop. Deci, ca să ne distrăm, deci au plecat două mașini de la instituție, mulțumim frumos pentru răspuns, și instituția a închiriat un microbuz. De câte locuri? Nu mai contează. Par conta. Dacă în microbuz, de exemplu, au fost și oameni care nu aveau legătură nici cu Consiliul Județean, nici, adică consilierii, nici cu Consiliul Județean ca instituție, nici cu delegația oficială. Și mai erau ceva rude. Puse și ele acolo. Ăștia cum au plecat? Au închiriat locul, au plătit, n-au plătit. Tare, hai să treabă. Merem mai departe. I-am întrebat care au fost costurile. Vă rog să nu râdeți. Care au fost costurile pentru această delegație ridicată cam la un nivel unei de echipe de fotbal cu tot cu rezerve, cu tot cu antrenori, pentru că era acolo domna Safte, doamna și doamna Sorocean, adică au antrenori, au un team manager, că nu discutăm. Le-a lipsit doar comunicatorul care să comunice cum e, adică purtătorul de cuvânt. Deci, hai că acum nu le mai, atâtea sunt pe aici că nu le mai găsesc. Uh, domne, care au fost costurile alocate pentru acest eveniment? Și răspunsul domnilor este... În ce privește costurile alocate evenimentului, cu precizarea, că masa și cazarea au fost susținute de gaz, de băieți fine, adică nu. Acestea sunt în sumă de 7.753,54 de lei. Cum s-ar spune într-un limbaj mai golănesc, păr ceas, pentru o instituție ca Consiliul Județean. Adică 16 oameni plus ăia specialii, hai să spunem 18-20, a costat 7753 de lei și 54 de bănuți. Acum o să revenim cu o altă întrebare. O să așteptăm 30 de zile să ne spună de falcat cum au fost cheltuielile. Și revenim cu alte întrebări. Dar acum să vă povestim că cum se face, că cum am spus, se face o delegație într-un asemenea caz. O să rog și pe Bogdan să mă ajute, dar numai când îi fac o semn, ca să nu greșim niște lucruri. Deci, când i-am întrebat cine a ales consilierii locali, domnii de la Consiliul Județean ne-au spus, na, că nu mai e aici. Ne-au spus, domne, zice, pentru aleși locali, desemnarea nominală a fost făcută potrivit procedurilor operaționale aprobate de o comisie compusă din aleși locali, conform hotărârii Consiliului Județean Neamț, numărul 125 pe 2021. Așa că am căutat hotărârea ca să vedeți și dumneavoastră cine sunt domnii care, domnii și doamnele care au hotărât acest, această delegație. Poți, poți Bogdan să arăți? Poți. Fă o mare. Deci, Consiliul județean hotărăște, se constituie comisia specială ce urmează a analiza solicitări și a desemna consilier județean ce vor reprezenta județul Neamț în cadrul unor manifestări, acțiuni, evenimente, comisie care va funcționa pe întreaga durata mandatului 2020-2024 în următoarea componență. Numărul 1. Dragoș Victor Chitic, actualmente vicepreședinte al Consiliului Județean. Numărul 2, Mădălina Veronica Ciubotaru, fost vicepreședinte al Consiliului Județean, acum consilier pe undeva, pe acolo, personal, cine mai știe. Neculai Pușcașu, cel mai nu chiar cel mai longeviv, unul din cei mai longevi consilieri județeni. Mircea Beloiu, liderul organizației de pensionari, parcă era la PNL. Și Maria Apostol de la USR. Am încercat să-l contactăm pe domnul Dragoș Chitic, am încercat să o contactăm pe doamna Mădălina Ciubotaru, n-am reușit să-i contactăm pe ceilalți, pentru că emisiunea am pregătit-o așa, cu 5 minute înainte de emisiune, de a intra în direct. Dar, dar, suntem în măsură, dacă reușesc eu acum, să văd, să vă arătăm ceva. Ia să vedem noi. Cum era cântecul ăla, cu șoricelul, într-o zi, un șoricel, nu știu ce, unde era. Deci, într-o zi, la ora 13.02, se transmite membrilor comisiei despre care v-am vorbit, un mesaj pe WhatsApp, adică WhatsApp, da? Ca așa se face administrația în neamț, pe WhatsApp. Comisia nu s-a întrunit pentru că nu pot să chem niște oameni să-i pui să transmit. Așa că pe WhatsApp s-a transmis la 13.02 următorul mesaj. Bună ziua! Urmare referatelor Direcției de Specialitate din CJ Neamț, pentru, com pentru deplasarea în Republica Moldova, Comisia Specială trebuie să semneze 8 consilieri jurdețeni, care, împreună cu domnul președinte Asate și domnul vicepreședinte Păduraru, să participe la eveniment organizat în orașul Căușeni. În acest sens, vă rog să analizați următorul referat și să votați desemnarea cose corespunzătoare. Adică, membrii Comisiei, unul era la muncă, altul era în vacanță, altul era, au primit un WhatsApp. Și a spus, bă, vă uitați, așa. După care, mă scuz puțin Bogdan, ca să pot să dau următorul, imediat, la 13.05, asta au fost 13.02, imediat după, Domnul Dragoș Chitic, numărul 1 din comisia respectivă, vicepreședinte al Consiliului Județean, zice Propun următoarele persoane din Consiliul Județean Neamț. Președinte Iona Safte, vicepreședinte Adrian Răducu Păduraru. Păi, măi, oameni buni, domnul Chitic nu putea să-l propună pe domnul Asaftei că nu în atribuțiile comisiei. Aia se referă la consilieri. Domnul Asafte e președinte. Cum poate un vicepreședinte să-l propună pe președinte? Nu există așa ceva. În schimb, la consilier județeni, i-a propus. Și așa aflăm și cine s-a dus acolo. Cornel Agăleanu, PSD, fost PNL, mă rog. Corneliu Bontaș, USR, era atunci Acum nu mai e că și-a dat demisia din motive personale mai zilele trecute. s -o fi certat cu domnul Bulai. I s fi reproșat că s-a afișat cu PSD-ul în ultimul an de mai multe ori. Nu știm că e din motive personale. Sorin Cazan, omul care nu s-a dezis și nu se va dezice niciodată de Iona Saft, Ion, gura Ion... păcătosului grește, Ion Arsene, și care, din motive personale, nu s-a dus acolo, probabil din respect pentru Ionel Arsene, care el ar fi trebuit să ducă acolo, că el a hotărât să dea banii din buzunarul nu propriu, și al județului. Asta a i-a luat doar diploma. S-a dus și a luat diploma, acolo, citit, frumos, noi, românii, moldoveni, Ștefan cel Mare. Pa, 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 pa. Și gata. Deci Sorin Cazan nu s-a dus, doamna Mirela Lungu, bă, nu încă PSD, Ovidiu Gavril, nici el nu știe la ce partid mai este acum, că a fost la Pro-România, l-a numit PSD-ul în funcții, pe la un centru, l-a mai pus prin atopuri, nici el nu știe exact, dar e un băiat bun, adică, spre deosebire de alții, are o brază așa. Tudorel Radu, PSD, cred că și în ADN-ul strămoșilor, strămoșilor săi era PSD-ul. Da, na. Atunci cum se numea? Nu știu, unii o să spună că, domne, că Ion Ilie... Nu, nu Ion Iliescu. Florin Vornicu, la fel ca și Ovidu nici el nu mai știe pe unde e. Gheorghe Hârțan, chiar nu știu de unde e. Probabil că tot PSD. Bun. Deci, așa s-a făcut propunerea. 13.05, ieșim Bogdan. Așa, ia să vedem noi mai departe dacă găsim niște răspunsuri la Chestia asta ca să vedeți reacțiile. Ia să vede. Adresa privind deplasarea a fost trimisă la 13 și 19 minute. Deci, adresa privind deplasarea. La și 5 s-a făcut propunerea. La 19, 13 și 19 minute s-a făcut adresa privind deplasarea și la 13.20, adică după un minut, domnul Neculai Pușcașu spunea bună ziua, de acord cu propunerile formulate, succes de plin întregii delegații, cu respect, nu, lasă că citesc eu, da? Cu respect, Neculai Pușcașu. În același minut, doamna Mădălina Ciubotaru votez pentru propunerea domnului Chitic. Dragoș Chitic, care a făcut propunerea, votează și el pentru. Dar ai putea să te contraziști tu pe tine, te uiți în oglindă, spui, am făcut o propunere. Bă, ce deștept am fost, bă, ia să mă votez și eu. Sau ce, ce greșit am propus, ia să nu mă votez. S-ar putea asta? Bă, rog. Domnul Beloiu, de la PNL, după șase minute, deci Pușcașu, Ciubotaru și Chitic în același minut. O fi fost împreună, o fi fost separat, nu mai contează. După șase minute vine votul celui de la PNL. Vot pentru. Neculai Pușcașu se miră cumva. Deci vot pentru. De la PNL? După care urmează o abținere a probabil Mariei Apostol și concluzia care vine un pic mai târziu, având în vedere că toți ați votat, colegii din secretariat vor întocmi procesul verbal, urmând ca dumneavoastră să veniți la sediu pentru semnare. Păi, dar dacă tot veniți la sediu pentru semnare, ce nu v-ați întrunit înainte? Pentru că e legal să facem în online ședințele tuturor lucrurilor. Uh, noi uh, uh, nu facem în online, stimați tovare și prieteni, ei, de fapt, nu fac ședințe în oră, ei ne iau în balon cu aceste lucruri. Dar cam asta este povestea acestei, acestui răspuns și acestei delegații. Dar, pentru cei care vor să vadă. Ce se întâmplă într-o asemenea delegație, în afară de ce v-am spus eu, cazare și masă pusă la dispoziție de organizatori, mai ales masa, cazarea nu prea mai are importanță, e de citit ce spun consilierii când vin înapoi și fac raportul. Haideți să vedem, luăm așa la întâmplare. Edi, duce, ai scris, tu, hai să vedem. Lungu Maria. Raport de activitate. Delegație 19-21-24. Raport Căușeni, Republica Moldova. Subsemnată Lungu Maria. E scoasă de pe site-ul Consiliului Județean consilier, am făcut parte din delegația Consiliului Județean Neamț care s-a deplasat în perioada așa în, în, în raionul Căușeni, în Republica Moldova, la invitația instituției noastre de către Consiliul Național Căușeni. Așa scrie, așa timp. Invitația a fost adresată cu ocazia inaugurării monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt, care a beneficiat de cofinanțare din partea Consiliului Județean numărul 2703 pe 2022. care a venit de cofinanțare din partea Consiliului de Neamț, 2703-2022, ca fapt care a contribuit la dezvoltarea patrimoniului cultural istoric românesc. Așa scrie, așa citim. Am luat parte la inaugurarea de mai sus, la sărbătoarea Ziua Națională a Portului Popular. Și acum urmează lucrurile serioase. De asemenea, am participat la slujba mănăstirii, oficiat de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sfintele Femei Mironosițe Maria, Marta și Maria din localitatea Hajimuș din Raionul Căușeni. Mai citim o dată. Am participat la slujba mănăstirii oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe, Sfintele Femei, Mironosițe, Marta și Maria din localitatea Hagimuș din Raionul Căușeni. Deci, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, Sfintele Femei, Mironosițe, Maria și Marta. Sau era mănăstirea Sfintele Femei și Patriarhul a da. unde la temeria bisericii de lemn cu praznicul voievodului Ștefan cel Mare a fost îngropată o capsulă ce conține pământ de la monumentul voie... mormântul voievodului de la mănăstirea Putna. Bun, asta e doamna lungu. Mergem mai departe, mai luăm unul, nu? Hai să vedem. Hai să vedem. Așa. Edi du, hai să vedem ce ai scris tu. Bontas Corneliu Grigore, consilier. Doresc să vă informez că în perioada 19-21 am făcut declarații de, de, parte din delegația oficială a raport a Consiliului Județean Neamț. Așa. Scopul delegației a fost inaugurarea monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt. Monumentul a beneficiat de confinanțare din partea Consiliului Județean Neamț conform hotărârii 27 din Dânsu a înțeles că mai trebuia și un conform acolo. Dânsu nu era de la PSD, deci n-a luat copii ce i s-a spus, s-a uitat. Fapt pentru care a contribuit la patrimoniu, de, la de dezvoltarea patrimoniului cultural istoric. Așa li s-a dat să scrie toți. Am luat parte la inaugurarea monumentului și la sărbătoarea națională, ziua națională a portului popular. Am participat la serviciul religios la mănăstirea Maria și Marta. Nu mai e Sfinte Mironosițe, e doar Marta și Maria. Noi trebuie să știm că sunt Sfinte Mironosițe. Da, din localitatea Hajimuș, după slujbă în incintea mănăstirii, la temeria acestuia, a fost îngropată capsula ce conținea pământul de la mănăstirea Putna. La această sărbătoare au participat delegația Consiliului Județean Neamț împreună cu autoritățile locale în prezența Mitropolitului Moldovei, a primului ministru al Republicii Moldova, reprezentanții ai Guvernului. În afara evenimentului susmenționate, evenimentelor susmenționate, doresc să avă, aduc la cunoștință că a fost benefic și schimbul de experiență, schimbul de idei legat de administrația locală, discuții constructive cu autoritățile și forul de conducere a Republicii a Raionului Căușeni. Dacă le citiți celelalte rapoarte, tătii sunt pe același tipic. Pentru că nu trebuie să te obosești foarte mult când vii dintr-o delegație ca să îți strici zenul fengșuiu administrativ. Nu. Zic, băi, cam ce trebuie să scriem acolo? Li se dă o schiță, după care ei scriu. Asta a fost prea frumoasa emisiune de astăzi. Consiliul Județean, în concluzie, își bate joc de tăți și de toate ne ia în balon, nu din online, în ședințe, se face administrație de formă acoperindu-se în niște hârtii, fără să răspundă la întrebări. Dar vom reveni. Avem timp. Nici o problemă. Acestea fiind zise, vă spun să fiți iubiți, sănătoși, voioși și să vă gândiți că ăștia ne conduc. Cele bune!